Cum dai la o parte ce este între tine și ce-ți dorești? Este evident că între tine și ce-ți dorești este ceva, pentru că dacă n-ar fi nimic, niciun obstacol, ai avea ce ți-ai dori. În trecut, oamenii, când își doreau ceva, se tot chinuiau, munceau greu, făceau sacrificii, făceau artificii ca să ajungă unde își doresc. E bine, mai nou, de când energia planetei începe să se schimbe, este din ce în ce mai greu să te chinui ca să obții. Sau este din ce în ce mai greu să obții ceva chinuindu-te. În schimb, vestea bună este că se poate obține mult mai ușor sau altfel, cu ușurință, decât înainte. Cu ușurință și diferit. Este vorba de a lucra energetic. Și o să-ți explic cum. Și uite, îți arăt aici pe masă. Sunt două telefoane, da? Dacă obiectivul meu este aici și eu sunt aici, în trecut, m-aș fi chinuit, aș fi tot împins ca să ajung către obiectiv. Dar, pe măsură ce fac lucruri, la un moment dat mă izbesc de un zid. Un zid invizibil. Ei, acest zid pot să-l dau la o parte lucrând energetic. Când dau zidul la o parte, pot să mă duc cu ușurință. Nu mai trebuie să împing și să mă chinui. Este posibil să mai dau de un alt zid la un moment dat, iarăși îl lucrez energetic, îl dau la o parte, iarăși se întâmplă prin miracol să ajung la obiectiv, să-mi ajung acolo unde mi-am propus. Ți-am dat, evident, o explicație foarte simplă, lucrurile sunt un pic mai complexe decât atât, dar ca să înțelegi că se poate lucra altfel, energetic, ca să ajungi acolo unde îți dorești, sau mai bine spus, ca să elimini obstacolele care sunt între tine și ce-ți dorești tu să trăiești, să experimentezi, să ai, să obții. De obicei, oamenii vin la mine când nu prea mai au alte șanse, când deja au încercat tot felul de terapii, sesiuni, psihologi, au încercat cu avocați, cu consultanți de business, ce a încercat de acolo. Și într-un fel sau altul și-au dat seama că sunt în disperare, că se învârte în cerc, că nu prea reușesc, că tot se chinuie, se stresează și degeaba. Și motivul pentru care îți spun acest lucru este că n-are niciun sens să aștepți și tu să te chinui și să ajungi în situația în care să fii în depresie, să vină boala peste tine și alte lucruri. Cum ar fi să-ți elimini aceste blocaje, aceste obstacole energetic, ca să ajungi să obții ce-ți dorești tu cu ușurință, cu grație și bucurie? Ar fi mult mai frumos, așa-i? Și să știi că se poate. De aceea te invit să avem o sesiune împreună, să vezi și tu cât de ușor este. Majoritatea oamenilor cred că e ceva așa complicat, e un lucru de neatins. Durează mult, multă chinuială, multe acțiuni și lucruri complexe, complicate. Dar poate să fie mult mai simplu. De aceea îți propun să încerci și tu, având această sesiune de transformare rapidă, care durează cam 45 de minute, o oră, și o să spun cam cum și de ce se întâmplă lucrurile atât de rapid. În primul rând, vreau să înțelegi că viitorul este determinat de prezent, iar prezentul este determinat de trecut. În altă ordine de idei, prezentul actual, fiind determinat de trecut, este viitorul trecutului. Ei, ca să schimbăm viitorul, pentru că viitorul este dat de prezent, e nevoie să schimbăm prezentul. Ca să schimbăm prezentul, e nevoie să schimbăm trecutul. Doar că trecutul n-avem cum să schimbăm. Evident, logică, s-a întâmplat. Dar ce putem face este să schimbăm amprenta energetică a trecutului. Impactul negativ al trecutului. Și asta se poate face și asta facem în astfel de sesiuni. Și mai simplu decât crezi, o să-ți explic cum funcționează.
Noi suntem cu toții conectați. Noi suntem energie, dacă n-ai înțeles, nu e nicio problemă. Suntem conectați cu toții ca un cloud, ca și calculatoarele sau telefoanele la un cloud. Și exact așa cum, de exemplu, din telefonul tău, tu îți salvezi pozele în cloud și altcineva poate să acceseze pozele tale dintr-o altă locație, din Australia sau din Franța sau din Germania, poate să șteargă, poate să adauge, depinde de permisiunile pe care le dai. Exact același lucru se poate face cu conștiința. Deci eu mă pot conecta la această conștiință, care la nivel de conștiință suntem, am spus, toți conectați, și prin această conexiune cu tine, în aura ta energetică, pot să văd, să percep anumite lucruri și pot să le schimb. Exact așa cum scoți o poză și pui o poză, așa pot să scot eu ceva de la tine și să pun ceva la tine. Scot evident ceva ce nu-ți mai servește, ce te ține în loc și pun ceva ce te, ce te empower, ce-ți dă siguranță, ce-ți dă confort, ce-ți dă posibilitatea să mergi înainte către ceea ce îți dorești tu. Orice transformare, orice sesiune, să știi că se poate face doar atât cât permiți tu. Cu alte cuvinte, ești în siguranță. Cu cât permiți mai mult, cu atât se poate obține mai mult, evident. De aceea nu există nicio garanție, pentru că este în funcție de cât de mult te deschizi și cât de mult accepti tu. Dar rezultatele pe care le vezi pe site cred că vorbesc de la sine. Oamenii care au făcut aceste sesiuni se simt mai liniștiți, mai în siguranță, mai fără frici, se simt eliberați, ca să nu zic că au claritate în ceea ce își doresc sau încotro să meargă după o singură sesiune. Sunt oameni care aveau și provocări de boală, de sănătate și care le-au rezolvat. Nu promit nimic, pentru că doar de tine depinde și este posibil să ai nevoie de mai multe sesiuni în funcție de provocarea pe care o ai și unde ești tu acum. Întorcându-mă la permiterea transformării, este nevoie să știi și să înțelegi că tot ce facem se face doar pentru binele tău suprem și în acord cu planul tău divin. Și, cum am spus, în funcție de cum permiți tu. Cu acordul tău. Minunat? Te-am făcut curios? Dacă nu te-am făcut curios sau curioasă până acum, hai să-ți mai zic un lucru. Ce se întâmplă imediat când începem și, mă rog, după ce mă conectez la aura ta, la energia ta, văd ca o scenă de film, văd ceva. Și de la acea scenă e punctul nostru de pornire. De acolo identificăm obstacolul tău cel mai mare între unde ești și unde ce-ți dorești să fii. Toți oamenii în aceste sesiuni au reușit să relaționeze la ceea ce le spuneam, la obstacolul pe care l-am identificat. Îl scoatem, îl dăm la o parte, îl înlocuim cu ceva pozitiv care te ajută. De fapt, nu scoatem un singur obstacol, ci mult mai multe. Și la final descărcăm iubire, dragoste, lumină, sentiment de bucurie și de viață. Și nu terminăm sesiunea până când nu ne întoarcem la scena de la care am plecat, că e posibil să mergem din scenă în scenă, să primim anumite mesaje și lecții de viață pentru tine pe care nu le-ai înțeles la anumite momente în trecut. Și ne întoarcem, finalizăm sesiunea uitându-ne la prima scenă de la care am pornit. Fascinant este că prima scenă la finalul sesiunii este altfel, pentru că s-a produs transformarea. Știu că sună de domeniul științifico-fantastic pentru mai multe persoane și pentru mine ar fi sunat la fel acum câțiva ani, când nu înțelegeam cum e cu energia, cum e cu aura, cum e cu conexiunea asta pe care noi toți, de fapt, o putem trăi și experimenta. Și n-am crezut până când n-am experimentat și eu și n-am fost și eu, la rândul meu, ghidată să practic aceste tehnici și să ajung și eu să pot să schimb pentru alții, să transform pentru alții. Ceea ce facem în această sesiune
nu este o practică pe care cineva anume mi-a, pe care am învățat-o de la cineva, este metoda proprie pe care am dezvoltat-o în urmă, în care am lucrat foarte mult energetic cu mine și conștient energetic, în primul rând cu frecvențe de reconnective healing, cu energetic empowerment, instrumentul de care probabil că ai aflat, e instrumentul cu care lucrează toți oamenii din programele BioBeFree. Și e o consecință și a studiului de Theta Healing, toate nivelurile, până la anatomie intuitivă. E o consecință a studiului de terapie cu cristale, de ghicirea viitorului cu cristale și multe alte. Nu e ghicirea, pentru că cristalele pot să... energia lor poate să dea răspunsuri, informații, poate să vindece. Ideea este că încercând, practicând, experimentând diverse instrumente, diverse metode, am constatat, împinsă fiind de către unul din mentorii mei, că pot și eu. Și așa s-a născut această sesiune de transformare rapidă, citire și transformare în aură. Te invit să o verifici și tu pe pielea ta, să o testezi și să vezi cum poate și viața ta să fie mult mai frumoasă decât ți-ai imaginat. Nu dintr-o sesiune, evident, este un proces de lucru cu tine, de transformare, dar o sesiune poate să-ți deschidă calea, poate să te ajute să mergi mai departe, să ieși din zona în care ești acum, undeva unde nu merg lucrurile, și să fii în lumină, pe calea ta, către misiunea ta, și de acolo o să vezi cum se deschid diverse oportunități, opțiuni pentru tine și evoluția ta și viața ta minunată. Îți mulțumesc că ai urmărit acest video. Dacă vrei să avem o sesiune, știi ce să faci. Click pe butonul de pe site sau trimite-mi un mesaj dacă vrei să faci transfer bancar. Dacă ai întrebări, știi cum să mă găsești. Răspund, ne auzim, programăm și ne bucurăm de viață cu transformări minunate. Și dacă te întrebi cum de este posibil, cum poate să fie atât de minunat, atât de rapid, atât de ușor și să nu fie cunoscut, este într-adevăr un subiect nepredat în școală, se numește Quantum Physics. Din punctul meu de vedere, mult mai important decât multe materii care se predau. Dar hai să spunem că cineva n-are interes ca aceste informații să fie prea mult circulate. Imaginează-ți că poți să-ți îndeplinești obiectivele, dorințele cu grație, bucurie și ușurință. Ai mai munci? Ai mai fi angajat? Ai mai face multe lucruri din care nu-ți plac și pe care ești nevoie să le faci acum? Probabil că răspunsul este nu. Și dacă te întreb de ce eu, probabil că m-ai cunoscut sau unele persoane m-au cunoscut ca investment banker sau ca consultant de business, ca venture capitalist, după MBA-ul din Londra, din 2000. La scurt timp mi-am înființat propria mea firmă și sunt mulți oameni care știu că gândesc logic, cu picioarele pe pământ, ar spune, și probabil că se întreabă acum cum de sunt în Woohoo Land, cum de mă ocup de cu totul și cu totul altceva, ceva invizibil, nevăzut. E foarte simplu. În 2008, când am dat faliment, știi, am construit platforma Tools și oferind acele tool-uri online, am plătit consultanți, am plătit oameni de marketing, am plătit tot felul, fără rezultate. Așa că am fost nevoită să învăț eu marketing și l-am învățat și l-am făcut atât de bine că l-am predat apoi și la alții și am devenit cunoscută pentru online marketing. Iar în ianuarie 2019, când m-am despărțit de fostul iubit, tatăl copilului, partener de viață, eram în atât de mare durere și incertitudine și haos, încât iarăși am fost împinsă să caut, pentru că nu aveam nicio sursă de venit, nici nu eram angajabilă după antreprenor atâția ani, nu știam unde locuiesc, ce să fac, cum să pot să am grijă de copilul meu. Și căutând, am găsit lucrul energetic, conștient,
Le-am aplicat la mine, în 6 luni, vară, deja viața mea era cu totul altfel, eu eram cu totul alta. În doi ani, după ce am început, viața mea s-a rearanjat mult mai bine decât credeam, decât îmi visam vreodată. Și am fost împinsă, dacă pot să spun așa, să dau mai departe din această transformare, din aceste abilități pe care poate că le-am primit ca un dar, poate că le-am dezvoltat pe parcurs, și altora. Așadar, bine ai venit în această călătorie minunată către tine, către transformarea ta, și să știi că rezultatele sunt instante și pe viață, pentru totdeauna.